Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Lordean. Iată-ne deja în săptămână mare, o săptămână sfântă, în care vrem să discutăm cu totul și cu totul altceva decât politica de zi cu zi, de care efectiv ne-am săturat. Și pentru a ne clăti un pic mintea și sufletul, iată că am poposit aici, într-un loc care ascunde nestemate culturale deosebite. Ne aflăm acasă la doamna Jora, putem spune apăsat ca acasă la doamna Jora, în Vila Hogaș. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnă Cornelia Jora. Bine ați revenit în muzeul nostru, pentru că noi ne-am mai văzut și anul trecut. Dar pentru o emisiune completă, bine ați revenit. Vrem să vă mulțumim pentru faptul că ne-ați găsit și promit că aceasta o să fie emisiunea în care am să vorbesc eu cel mai puțin, lăsându-vă pe dumneavoastră să acoperiți tot spațiul emisiunii acesteia. Cu ce începem? Începem chiar cu acest spațiu. În primul rând, dacă tot am început cu bine ați venit, eu vă spun bine ați venit în Muzeul Casa Hogaș și aș da câteva date cu privire la această clădire, care este o adevărată bijuterie arhitectonică în peisajul nostru mușatin. Ea are ca atestare documentară anul 1879 și a fost gândită ca locuință pentru directorii din acea perioadă. A locuit în, spre sfârșitul perioadei de directorat scriitorul care stat Hogaș, tocmai pentru acest fapt noi am dat denumirea de Casa Hogaș. Și întâmplarea face să moară în această clădire în 1917, când vine în vizită la Cleopatra, cea de-a doua fică, țin să specific autorul Drumurilor de munte Calistrat Hogaș, a avut 8 copii. Deci Cleopatra, fiind cea de-a doua fică a lui Calistrat Hogaș, se căsătorește cu Emanuel Zilberg și urmează la conducerea liceului Roman Vodă, după ce pleacă Calistrat Hogaș la Iași, în funcția de director al Liceului Național. Deci revin la idee. Vine în 1917 în vizită la Cleopatra, nu se simte prea bine și, din păcate, moare în această clădire. Are la căpătâi familia lui Emanuel Zilberg, care era formată din 8 copii, și în același timp pe Sidonia Hogaș, bine cunoscută în istoria literaturii române, pentru o serie întreagă de lucrări cu caracter biografic. Deci la căpătâi este și Cleopatra și Sidonia și, v-am spus, Hogaș moare în această clădire. Ce pot să vă mai spun? Pornind, am gândit acest birou pornind de la o donație importantă a unei foste elevi a Liceului Roman Vodă, o strălucită elevă, de fapt, a Liceului Roman Vodă, strălucită elevă, de fapt, a profesorului Alexandru Cojocaru, un mare matematician, aș numi-o eu acum, este vorba despre Anca Poplicher, actualmente este profesor universitar în Statele Unite ale Americii. Înainte de a pleca și a părăsi definitiv țara, a donat acest mobilier cu o anumită patina timpului și cu 2000 de volume din biblioteca personală. Țin să specific că ea nu întâmplător a donat aceste obiecte și cărți. Ea este nepoata directorului Ioan Dăscălescu și bunica secretară a Liceului Roman Vodă. Nu mai spun ea, cum am exemplificat, o strălucită elevă și foarte apropiată de Liceul Roman Vodă și în mod special de marele profesor Alexandru Cojocaru. Deci donează acest mobiliar cu o anumită patina timpului și atunci gândul meu a plecat spre un gen de birou, de director. Și pe acest birou vedeți o serie întreagă de fotografii de familie și aș exemplifica cu fotografia lui Calistrat Hogaș, Hogaș așezat în jilțul lui impozant de director, soția Elena, Elenco, o să vă striga el cu apelativul Elenco, undeva mai jos o vedem pe Sidonia Hogaș, v-am spus, care a fost extrem de apropiată de tatăl ei, aici este familia lui Emanuel Zilberg și doi nepoți, Alexandru și Petru Zilberg,
oameni de cultură, un Alexandru, profesor universitar de chimie la Cluj, celălalt profesor la Roman Vodă. Tot pe acest birou veți găsi o serie întreagă de documente cu caracter școlar și documentar, semnate, sunt în original, semnate de Calisat Oga și Emanuel Zilberg. Ce aș putea să vă mai spun? Câteva lucruri despre Calisat Hogaș. Și nu întâmplător, și o să remarcați de-a lungul prezentării mele, anumite drumuri a unor personalități se întretaie și aș porni de la faptul că scriitorul Calisat Hogaș la un moment dat se întâlnește și îl cunoaște în 1907 pe Garabet Ibreilean, un alt sălucit elev al liceului Roman Vodă, deci criticul și istoricul literar Garabet Ibreileanu, și prin colaborarea lor reușește Hogaș să scoate la Viața Românească, revistă de altfel coordonată de Garabet Ibreileanu, scoate Pe drumuri de munte. În 1912 reușește tot sub coordonarea lui Ibreileanu să scoată și în Munții Neamțului lucrare cu o prefață de Mihail Sadoveanu, și din păcate primește premiul Academiei post-mortem la recomandarea lui Liviu Rebreanu. Și aș ține să specific un lucru extrem de, spun eu, special. Știm cu toții că, și cunoaștem despre opera lui Caragiale și în general Caragiale ca om a fost un estet extrem de exigent cu contemporanii săi. Și ce pot să vă spun e că în perioada când era la Berlin ținea foarte mult să-i parvină operele lui Calisat Hogaș. O dovadă în plus că acest autor și acest scriitor și merita să acest muzeu să poarte numele lui Calisat Hogaș. Nicu Gani, iar un mare scriitor, îl cunoaște chiar în perioada directoratului. După cum știți, Hogaș avea o ținută excentrică, purta o pelerină și o pălărie cu un bor așa mai mare și spune Nicu Gani în scrierile lui undeva că a descoperit o mare inteligență sub o mare pălărie. Acolo undeva pe comodă, tot în biroul lui Hogaș, se găsesc toate demersurile făcute pentru înființarea gimnaziului lui Roman Vodă, pentru că la început știm foarte bine că s-a numit gimnaziu Roman Vodă, și personalitățile care au contribuit la înființarea acestui gimnaziu, deci adresa către ministrul instrucțiunilor publice, cum se numea în acea perioadă, de fapt cel care a fost sufletul și care a pus bazele acestui gimnaziu a fost consilierul și cărturarul Costin Brăiescu, care împreună cu primarul din acea perioadă, Gheorghe Vucenic, a contribuit foarte mult la înființarea gimnaziului și a mai contribuit foarte mult Panaite Donici, mare cărturar, ministru, de fapt, cunoscut în acea perioadă, și un deputat, profesor de religie, Dimitrie Matcaș. Tot pe acea servantă, vedeți o serie întreagă de frânturi din ziare și tot felul de materiale pe care le-am expus acum. De ce? Pentru că am făcut foarte multă campanie în mass media pentru a sensibiliza autoritățile în vederea reînființării acestui muzeu. Pentru că vă dați seama că n-a fost ușor, știți foarte bine că această clădire până în 2011 a fost într-o avansată stare de degradare și am mers personal la domnul primar și cu sprijinul primăriei orașului Roman și implicit a domnului primar, care a fost elevul liceului Roman Vodă și profesor titular acestui liceu, am găsit înțelegere și domnii și doamna director în acea perioadă, bineînțeles, am încercat să-l sensibilizăm și cu toate aceste articole din mass media, și pentru că știam că are un respect deosebit pentru profesorii de altă dată, pentru profesorii de acum lui Roma Vodă și mai ales pentru valorile pe care le-a dat această instituție, cum este Colegiul Național Roman Vodă. În următorul spațiu, de altfel tot muzeul reprezintă lucrul ăsta, dar pornind de la un prim spațiu, spunem foști elevi, personalități marcante ale științei și culturii românești. Și după cum vedeți, în aceste vitrine găsiți tot felul de cărți,
diplome, fotografii, titluri academice, tot ce reprezintă și tot ce a donat acestui muzeu foști elevi, personalități marcante ale culturii și științei românești și nu numai românești. Și aș începe de aici cu inginerul Radu Moțoc, cu care am vorbit și săptămâna trecută. Deci oameni cu care eu colaborez și în continuare prin ei îmbogățesc acest muzeu. El este inginer, dar este un împătimit iubitor de istorie, ca dovadă că el colaborează revista din Galați, Dunărea de Jos, și îmi trimite tot felul de articole și materiale privind istoria României publicate în Dunărea de Jos și nu numai. Vedeți, acum carte veche, are o serie întreagă de preocupări privind cartea veche. Aici undeva avem o scriitoare, Maria Pal, care este membra unui scriitorilor din România, dar și din Germania. Nu se confunda cu doamna Cecilia Pal, asta fiind vorba de fapt de doamna profesoară Cecilia Pal, care și ea este, cum știm, scriitor. Mai jos vorbim de fostul elev al liceului Roman Vodă, un nume extrem de important, vorbim despre Hollinger, care a fost elevul liceului Roman Vodă, a fost profesor de matematică la Roman Vodă, mentorul de fapt a profesorului Alexandru Cojocaru și tot în această vitrină îl găsim pe academicianul Icei Strati, un mare chimist de recunoaștere internațională și undeva mai jos îl vedem pe Aldo Lazar, membru al Societății de Matematică Americană. De fapt, acest mare profesor de matematic și matematician recunoscut în Statele Unite ale Americii mi-a trimis recent o serie întreagă de documente, o mare surpriză, de fapt, după ce am fost vizitată de academicianul Solomon Marcus. Anul trecut, în martie, după cum știți foarte bine, cu o zi înainte de a-l sărbători anul trecut pe domnul profesor Ciobanu, am fost vizitat de academicianul Solomon Marcus. A fost extrem de încântat de tot ce a găsit în acest muzeu și a postat, după plecarea din liceul Roman Vodă, tot ce a văzut și parte din documente și impresiile lui. Și atunci m-am bucurat că nu după plecarea domnului academician, am primit corespondență din întreaga lume, pentru că aceste personalități nu-și imaginau că mai este cineva în Roman Vodă care mai vorbește despre nume extrem de importante, cunoscute pe plan național și internațional. Și așa mi-am îmbogățit recent fondul de carte primind de la Aldo Lazar. Aici undeva am o diplomă iar cu care mă mândresc. Este un premiu al Academiei franceze dat de primul ministru al Franței, acordat unui fost elev, Adrian Șoldea, pentru sprijinul adus educației naționale în Franța. Vă dați seama, deci un român de-a nostru, cât de apreciat poate fi în Franța și cu noi, bineînțeles, ne mândrim. Aici vedeți tot felul de imagini în această vitrină, cu când s-a tăiat pamblica, cu 2011, în martie, tot așa în 2011, sunt cu domnul primar, imagini cu directorii în acea perioadă, cu domnul inspector general Viorel Stan, cu domnul regretatul director Ioan Vega, cu doamna directoare Suman, cu personalitățile momentului deschiderii. Aici undeva pot vedea elevii și eu de fiecare dată în felul ăsta îi fac să gândească în perspectivă pentru ceea ce înseamnă să ajungi o mare personalitate. Ei pot vedea cum arată o diplomă de doctor în medicină. Și uitați aici, vorbim despre familia Șerban și Gina Ursu, care, după cum știți, foarte din ce în ce mai activi pe plan, în planul nostru mușatin. Recent știți că au venit la sărbătorirea domnului profesor Ciobanu și nu numai, să știți că și în vară au venit și uitați, aici este diploma de doctor în medicină și Șerban are o funcție importantă în Parlamentul României și îl vedeți alături de academicianul Manolescu. Undeva mai jos îl avem pe Gheorghe Ionașcu, este fost elev al liceului Roman Vodă, este președintele Asociației
Arhitecților din România, membru a Academiei Oamenilor de Știință și ce pot să specific în mod special cu privire la domnia sa este că în fiecare an, pe 24 ianuarie, când e Ziua Unirii, își organizează la nivel de București, toți romanvodișii se întâlnesc la Casa Universitarilor, la o masă și la un pahar de șampanie pentru a depăna amintiri din perioada când erau elevi la romanvodă. Tot aici undeva am expus o parte din medaliile, lucrările și realizările deosebite ale profesorilor noștri din romanvodă și aș vorbi aici despre Aurica Ienescu, profesoară de chimie cu rezultate deosebite la chimie. Vorbim aici de actualul profesor și inspector general Viorel Stan, care la fel are câteva lucrări expuse. Vorbim despre profesorul Irimia, care are aici iarăși o medalie și o diplomă primită la nivel național pentru olimpiada, pentru un premiu întâi la olimpiada internațional de astrofizică. Mai jos aici, din păcate, vorbesc despre regretați profesori. De ce spun din păcate? Că recent am pierdut un mare profesor, profesor Mircea Gligor, un profesor liceu Roman Vodă, pot să spun cu mâna pe inimă, a pierdut un pion principal prin Mircea Gligor, pentru că pe lângă faptul că era un mare specialist în fizică, cu un doctorat dat, nu orice fel de doctorat, cu un doctorat în urma căruia a primit premiul Academiei Române, dar spun, deci nu numai ca specialist, dar și om de cultură. Îi plăcea foarte mult poezia, a fost într-o perioadă în cenaclul lui Adrian Păunescu, muzica, cânta la chitară, deci multivalent de altfel. Undeva aici, mare profesor de la Roma Vodă și tot așa, din păcate, nu mai există printre noi, au plecat prea de tineri, e vorba de profesorul Drâmbie Onucu, cu lucrările domniei sale. Și undeva mai jos avem... Am fost vizitată de două mari personalități, am fost vizitată de Adrian Păunescu, am autografe pe câteva volume de poezii și l-am cunoscut cu ani în urmă, înainte de Revoluție, pe marele cărturar și om de afaceri, Iosif Constantin Drăgan. Bănuiesc că majoritatea telespectatorilor au auzit măcar despre această mare personalitate, pentru că avea la Milano, e o mare editură, editura Nagard, Drăgan scris invers, și datorită faptului că l-am cunoscut și a apreciat istoria lui Roman Vodă și tot ce însemna romanvodismul chiar înainte de Revoluție, a donat o istorie a literaturii române de George Călinescu în editura Nagard, o ediție cu caracter bibliofil. Pe acest birou mai vedeți o serie întreagă de articole, pentru că o să vedeți și în celălalt spațiu, niciodată n-am să vorbesc numai despre valorile pe care le-a dat-o odinioară Roman Vodă. Eu sunt veriga de legătură între generații, am să vorbesc tot timpul despre valorile pe care le-a dat Roman Vodă, pe care le dă, și bănuiesc că întotdeauna Roman Vodă va da valori. Ca atare avem recent o romanvodistă care a fost medaliată cu aur la Suceava în astrofizică. Avem acum recent, știți că am fost vizitată de un fost elev de la Roman Vodă, care la Amsterdam a cântat la pian. Este vorba de elevul Valentin Nastânculesei, ne-a vizitat recent și a cântat la pian și a prezentat o prelegere extrem de interesantă pentru elevii noștri. Vorbim despre o altă elevă, Andreea Anton, care este ambasador cultural în Franța, extrem de apropiată de bibliotecă și de mine și o cititoare, aș spune, serioasă a bibliotecii. Aici undeva vedeți o imagine cu mine și Andreea Marin, pentru că în vara trecută a fost o întâlnire de promoție și Andreea Marin a fost extrem de apropiată de bibliotecă, de școală și implicit de mine. Aici undeva, în acest spațiu,
Avem rezultatele deosebite ale lui Roman Vodă, să zicem, din 2010 încoace, și aș începe cu în 2010, când am primit diplomă de excelență instituțională, pentru că țin să specific în mod deosebit, întotdeauna a existat o rivalitate între Roman Vodă și Petru Rareș, dar aș spune o rivalitate în sensul constructiv. În 2010 noi am fost atunci pe primul loc. Acum se pare că am mai pierdut ceva din acest punctaj. Petru Rareș a început să preia, să ne preia locul, dar noi nimic, suntem undeva foarte aproape de ei. Dar aici undeva, într-un spațiu mai jos, recent, ne mândrim cu niște imagini absolut deosebite de la Palatul Parlamentului București, unde o avem în prim plan pe doamna director Mihaela Tanovici, care împreună cu doamna profesor Nicoleta Tudor a ajuns acolo datorită faptului că au primit doi elevi a doamnei profesoare Tudor, e vorba de Adrian Ilieș, clasa 10-a G, și Eduard Iosif, clasa 11-a I. Eduard a primit premiul întâi la Olimpiada Internațională a Elinismului și Ilieș premiul 2 tot la această olimpiadă. Aici undeva două trofee extrem de importante pentru noi. Am participat împreună cu profesoara Daniela Nechitei la un festival internațional de lectură pentru tineri la Rochelle în Franța, unde noi, Roman Vodă și doamna profesoara Nechitei, a primit premiul întâi. Aici undeva, în acest spațiu, avem o serie întreagă de foști elevi la Roman Vodă, nume extrem de important, după care au fost și profesori la Roman Vodă, și aș începe aici cu Daniela Nechitei, are un ghid de comunicare și retorică în oratorie. Două nume iar extrem de importante cu care mă mândresc eu, vorbim despre doamna profesoară Violeta Lăcătușu, și nu întâmplător spun că mă mândresc, pentru că doamna Violeta, profesoara Lăcătușu Violeta, este membru a Uniunii Scriitorilor din România, membru a Uniunii Scriitorilor din România, și a primit anul trecut medalia Eminescu, deci nu oricine poate fi premiat la un asemenea nivel. Și mai ales acum 2 ani, la bacalaureat, un fragment din romanul imprevizibil este Săgeata Destinului, a fost fragment dat la bacalaureat, deci cu atât mai mult ea este recunoscută pe plan național. Mai jos o întâlnim pe doamna profesoară Rusu Natasha, foarte dragă nouă, apropiată sufletului nostru și foarte activă. Anul trecut, în toamnă, a publicat din amintirile unei octogenare și recent, după cum știți, vineri am fost vizitați din Basarabia, de la Liceul Ștefan cel Mare, de un grup de elevi coordonat de o echipă de profesori. Și-a lansat lucrarea Basarabia Vatra, Basarabia, Vatră și Dragostea mea, pentru că știm că a mai publicat un volum de poezie, Basarabia, Raza mea de soare. Deci ea nu uită deloc, nu-și uită locul de unde a plecat. Mai semnează cu pseudonimul Mama Nata o serie întreagă de lucrări scrise pentru copii. Undeva aici mai jos, un alt roman vodist cu care ne mândrim, este vorba de Lazaro Orenstein. Nu întâmplător l-am așezat la loc de cinste în această vitrină, pentru că este cotat ca fiind unul din cei 10 mari arhitecți ai lumii. Îl vedeți aici în imagine, în contextul în care el este evreu, îl vedeți că este premiat de Papa Ioan Paul al II-lea pentru că a construit cel mai mare catedrală în Africa de Sud, pe coasta de Fildeș, și primește de la Papa Ioan Paul al II-lea titlul de comandor al Ordinului Sfântul Grigori Mani. Tot în acest spațiu, undeva acolo sus, vedeți, vorbim despre Doru Mihăiescu, cu premiul Academiei Române, lucrează la Institutul de Lingvistică din București, mă vizitează destul de des și în perspectivă încercăm să colaborăm, să punem în câteva idei cu privire la bustul lui Miron Costin, am gândit ceva, asta rămâne o surpriză pentru viitor. Tot aici, în această vitrină, vedem o carte scrisă de Alexandru Radu Timofte, Orizont după orizont,
tot fost elev al liceului Roman Vodă. Pe urmă vorbim despre scriitorul Alexandru Mihăilă, cunoscut de foarte mulți dintre romașcanii noștri. Și uitați aici, în ultimul rând, vorbim despre doamna profesoară de limbă și literatura română Flora Ordean, care după ieșirea la pensie s-a dedicat în totalitate jurnalismului. Aș putea spune că adevărate lecții de jurnalism oferă tinerilor reporteri din ziua de astăzi și a fost o elevă a liceului Roman Vodă, extrem de apropiată de liceul Roman Vodă, extrem de cunoscută și apreciată, dar chiar un om care respectă foarte mult valorile pe care le-a dat această instituție, încât nu putea să lipsească din acest muzeu, chiar dacă sună cumva, poate pentru doamna Ordean sună câteodată poate mai dur, dar o ziaristă care o stimează și o respectă, se numește Claudia Matei, a numit-o Flora Ordean sau câinele de pază al romanului. Eu aș spune că doamna jurnalist și profesor Flora Ordean ar trebui să se mândrească oarecum cu această titulatură. Aici, într-un punct central, avem două vitrine extrem de importante pentru muzeul nostru și vorbim despre frații Dimitriu, care ați văzut că sunt, chiar dacă nu vin de altfel în fiecare vară, ne întâlnim, dar cu ocazia unor evenimente importante vin cu mesaje. Cum recent am citit un mesaj de la frații Dimitriu pentru domnul profesor Ciobanu la împlinirea vârstei onorabile de 90 de ani. Și aș începe cu Sorin este profesor universitar, doctor, inginer, a fost într-o perioadă, în perioada președintelui Constantinescu, a fost ministru. Actualmente este președintele Camerei de Comerț și Industria Municipiului București. Elevii noștri, când vizitează acest muzeu și implicit această vitrină, prin aceste imagini pot călători și într-un fel chiar le spun să se uite cu mare atenție, pentru că ei pot călători în întreaga Europa și nu numai, pentru că avem aici o imagine cu, în perioada când era ministru, chiar în birou oval al lui Bill Clinton. Îl vedeți aici cu o serie întreagă de șefi de stat foarte importanți în acea perioadă. Undeva aici îl vedeți cu prea fericitul Teoctist, cu Papa Ioan Paul al II-lea, îl vedeți aici în Parlamentul României, cum vorbește la prezidiu. Deci imagine extrem de importante. Celălalt frate, tot inginer de altfel, dar cu veleități, aș spune eu, umaniste mai mult, pentru că este într-o perioadă directorul radiodifuziunii și actualmente este director general al Filarmonicii George Enescu. Ca atare, prin aceste imagini o să puteți vedea alături de renumita soprană Angela Gheorghiu, Mariana Nicolescu, pe urmă alături de Serge Cilibidache, fiul lui Sergiu Cilibidache, cu foarte apropiați și, după cum știți, cred că ați auzit din mass media, săptămâna trecută au fost invitați la Castelul Peleș și au fost medaliați, deci sunt foarte apropiați de Casa Regală. Aici îl vedem cu regele Mihai, cu regina Ana, pe urmă foarte apropiat și l-a cunoscut pe sculptorul Irimescu. Pe urmă, în tinerețe, în perioada studenției, Andrei l-a cunoscut pe Noica. Avem aici o fotografie a lui Andrei, de fapt, cu cea care a primit premiul Nobel pentru literatură, Herta Müller. Tot așa, îl vedeți cu personalități importante, uitați, tot așa, cu părintele cu prea fericit Teoctist și cu Maica Tereza. Deci nume extrem de importante, aș spune eu, numai în aceste vitrine, într-un spațiu atât de mic, dar o lume culturală absolut specială. Aici undeva, în spatele meu, vedeți o serie întreagă de lucrări cu caracter bibliofil, deci cărți foarte rare, eu mă mândresc foarte mult, spun doar un segment pentru că restul există în depozit, nu pot fi toate expuse, și vorbim de cărți de secolul 17-18 și aș nominaliza o cronica romanului al lui Melchisedec Ștefănescu, ediție Princeps, vorbim de cronica
romanului, iar o lucrare la 1875. Vorbim de istoria românilor de Xenopol, pe urmă o serie întreagă de lucrări în chirilică, vedeți, letopise țuțării Moldovei, lucrări care se găsesc doar în marile mănăstiri, sau manualul administrativ al Principatului Moldovei, deci vorbim de lucrări în chirilică. Aici undeva, în această vitrină, despre marele corifeu, aș spune eu, al culturii romașcane, profesorul, scriitorul și eseistul Ghiamie Ciobanu, cum am mai spus de altfel, recent sărbătorit, acum de bună vestire, profesorul Ghiamie Ciobanu a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani, a fost sărbătorit și, bineînțeles, și la noi aici, la Roma în Vodă, pentru că am considerat întotdeauna că aici este cu adevărat casa lui, pentru că a fost elevul liceului Roma în Vodă, a fost profesor la Roma în Vodă, ca atare ne-a impresionat de fiecare dată, cel puțin pe mine personal, prin erudiția deosebită, pe cât este de erudit, pe cât este de un om cultivat, pe atâta este de modest, un rafinament deosebit care îl caracterizează. Și în această vitrină, bineînțeles, sunt toate scrierile domnului profesor Ciobanu, pornind de la cele 5 volume scrieri, după aia Mileniu 3 pe portativ, un roman, Primii fiori, puțin știu dintre romașcani că acest roman a apărut, era sub formă de manuscris încă din perioada când era elev la liceu. Tot aici vedeam o lucrare dedicată lui sculptorului Irimescu, pentru că la fel trebuie să specific că domnul profesor Ciobanu în ultima perioadă a vieții lui Irimescu au fost foarte buni prieteni și a dedicat, bineînțeles, o lucrare. O altă lucrare extrem de importantă este Miorița Mitriadic, e foarte bine văzut la nivel național, unii cărturari spun că ar merita chiar premiul Academiei Române. Și aici, recent, este diploma de excelență pe care a acordat-o Liceul Roma Vodă domnului profesor și l-am numit ambasador al romanvodismului valoric și în semn de prețuire pentru altitudinea spirituală inegalabilă, dăruirea altruistă, rafinamentul intelectual, sfidarea neobosită a platitudinii, magistralul misionariat într-o artă, fascinanta deschidere spre nou prin care contribuie la prestigiul școlii în care i-a fost elev excepțional și profesor arhetip. Am contribuit, bineînțeles, cu textul la această diplomă, această medalie care a fost dăruită cu mare drag de familia Ursu, Gina, Radu și Șerban Ursu, pentru că au fost elevii domnului profesor Ciobanu și nu numai, au păstrat tot timpul o relație de prietenie și de câte ori noi romașcanii avem nevoie sau avem probleme de sănătate, găsim la doamna doctor Ursu în București o ușă deschisă și într-adevăr este un mare specialist și un om cu mare suflet care își pune într adevăr sufletul și în ceea ce privește respectul pentru valorile romașcanilor. Aici undeva vă spuneam despre garabietul Ibreileanu și o să vedeți în spațiile, în cele două vitrine, multe reviste scoase la viața românească sub coordonarea lui garabietul Ibreileanu. Vedeți așa și o serie întreagă de lucrări, tot așa vă spuneam, foarte vechi și în această vitrină, lucrări de sfârșit de secol 17, început secolul 18-19, deci lucrări foarte importante. În această vitrină am dedicat-o unui alt fost elev al lui Roma Vodă, Mircea Bostan se numește, de altfel extrem de activ în viața culturală romașcană. Este tot așa ca și doamna Violeta Lăcătușu, membru a Uniunii Scriitorilor din România și a donat muzeului, uitați, încât am aproape două vitrine cu documentele domnului Bostan. Undeva aici, în altă vitrină, trebuie să pomenesc în mod special, că o să vedem undeva și sus despre ce vorbesc acum, este vorba despre
Scriitorul, aș începe cu scriitorul înainte de profesor Alexandru Iepure. Și de ce spun scriitor? Pentru că cei care răsfoiesc istoria literaturii române a lui George Călinescu o să-l regăsească pe Alexandru Iepure. Și Călinescu, vă dați seama, nu se a plecat asupra oricui. Deci el a fost profesor de limba și literatura română la Roman Vodă și director într-o perioadă și a fost coleg și bun prieten cu academicianul Iorghe Iordan și a avut ca profesor pe Alexandru Filipide și pe Garabet Ibreilean. Aici undeva vedeți o ordonanță a primăriei orașului Roman, vedeți că este ceva foarte vechi, din 1937, și primar era în acea perioadă Gheorghe Moisini. Deci cu atât mai mult consider că este un adevărat document și de asta l-am și înrămat, pentru cei care pot să vadă cum arăta atunci o ordonanță dată de primarul din 1937. Alături, vă spuneam întotdeauna, alături prezint de fiecare dată și rezultatele romanvodiștilor de astăzi. Ca atare, vorbim aici de Mara Ieșeanu, o liceancă care apare odată la 10-15 ani pentru că a fost în lotul olimpic de chimie, o fată care a intrat la medicină fără admitere în urma rezultatelor deosebite la olimpiadă. Vorbim despre Vadim Toader, care acum este absolvent de Oxford. Vorbim despre o romanvodistă care ne-a reprezentat într-o perioadă în Parlamentul Tinerilor la Bruxelles și acum recent, am văzut-o acum vreo 2 luni, dacă nu mă înșel, invitată la postul de televiziune Realitatea. Vorbim de Eliza Chirilă, invitată la Rareș Bogdan, pentru că ne reprezintă la ONU în segmentul pentru tineri. Deci elevii romanvodiști care reprezintă, vă spun, nume extrem de importante, pentru că eu repet, romanvodă a dat, dă și va da valori. Și în ultimul rând avem elevi extrem de talentați și în muzică, ca dovadă că avem pe Cristian Prăjescu, care a ajuns și văd că are progresie absolut deosebite în cariera lui muzicală. L-am ascultat recent când ne-au vizitat basarabenii. A ajuns în finala Eurovision. În acest hol, dacă tot am vorbit de frații Dimitriu acolo, v-am spus că ei au venit și au donat și documente și fotografii și nu pot să trec cu vederea peste faptul că aici avem o fotografie cu Constantin Dimitriu, a fost profesor de fizică la Liceul Roman Vodă și primar într-o perioadă acestui oraș. Aici undeva îl avem pe bunicul, pe bunicul împreună cu directorul din acea perioadă, Melț era director la Liceul Roman Vodă și bunicul era consilier la primărie, deci oameni extrem de implicați în ceea ce înseamnă activitatea culturală și civică din orașul Roman. Și în ultimul rând aș pomeni aici pe unchiul fraților din Dimitriu. În perioada când era elev la Liceul Roman Vodă, se numește Ioan, Dimitriu Ioan, vedeți că a construit un avion. Lucrul ăsta, bineînțeles, că a ajuns până la urechile ministrului învățământului în acea perioadă, I.G. Duca, și a primit pentru această construcție importantă și pentru faptul că promitea foarte mult, a primit o bursă de studiu la Paris. Și își continuă studiile în străinătate, este inventatorul a ceea ce înseamnă conducere dublă la mașini. Pentru cei care fac școala de șoferi știu despre ce vorbesc. El este inventatorul conducerii duble la automobile. Și ce aș mai putea menționa aici, pentru a fost l-a cunoscut pe Marconi, cel care a inventat, a fost unul din promotorii radiodifuziunii și el, după ce l-a cunoscut pe Marconi, a inventat un radioreceptor, deci un primul radioreceptor inventat de unchiul fraților Dimitriu.
El a deschis școli de inventică la Paris, Roma, Praga și București. Actualmente, invențiile domniei sale se găsesc la Muzeul de Știință Dimitrie Leonida din București. Aici undeva am în această vitrină, bineînțeles, sunt la 140 de ani de atestare documentară. Liceul Colegiul Național Roman Vodă a primit diplomă de excelență. În acea perioadă era ministru doamna Ecaterina Dronescu și vedeți diplomă de excelență Colegiul Național Roman Vodă pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului școlii românești prin activitatea și rezultatele deosebite obținute de elevii la olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale. Tot aici, un alt fost elev al liceului Roman Vodă, care țin legătura deosebit și primesc lunar Oglinda Literară, este redactorul șef al revistei Oglinda Literară, Gheorghe Andrei Neagu, scriitor, este membru a Uniunii Scriitorilor din România și a primit recent, în 2004, Ordinul Cavaler Meritul Cultural pentru Literatură. Și anul nominalizat de Institutul Biografic American, omul anului 2004. Aici, iar vă spuneam, foști elevi al lui Roman Vodă și recent și-a lansat o carte, Florin Vasile Bratu, la noi, cred că ați auzit, este director general import-export pentru România, o mare personalitate, chiar săptămâna trecută am vorbit, pentru că el este născut pe 23 martie și l-am sunat să-i spun la mulți ani, și recent și-a lansat romanul Drum Închis, un roman extraordinar de interesant, recomand elevilor noștri, urmează să-l așez în vitrină, deocamdată eu citesc acest roman. Vedeți pe expoziția de ziare aici, nu întâmplător le expun, pentru că vă spuneam de acest arhitect, domnul Ionașcu, în ziarul din Romana, vedeți cum de fiecare dată punctează ziarul, mica unire a romanvodiștilor la București, vă spuneam pe 24 ianuarie, pe urmă aici vorbesc tot așa de familia Gina și Șerban Ursu, știți foarte bine că în decembrie ei au venit în Roman și au dedicat un monument victimilor comunismului și vedeți aici cum iar un articol a apărut cu această ocazie și monumentul, bineînțeles, cu imaginile respective. Tot ei au venit cu un an mai înainte și un articol a apărut, un fost elev de Roman Vodă sparge tiparele. De ce? Pentru că acum 2 ani a invitat pe domnii profesori pensionari la Roman Vodă și în jurul bradului de Crăciun le-a oferit cadouri. Și tot felul de materiale aici care au apărut în presa locală privind activitatea lui Roman Vodă și a Muzeului Hogaș. Pe casa scărilor, după cum vedeți, sunt expuse o serie întreagă de picturi care aparțin foștilor elevi al lui Roman Vodă. Unii dintre ei au făcut carieră chiar în domeniul artelor plastice, alții au avut ca hobby de altfel această artă, dar pentru noi înseamnă, reprezintă valori adevărate, autentice. Avem chiar și un Iliescu aici, asta de altfel știm foarte bine. Marele pictor Iliescu este, cred că, singurul de aici din Roman care este membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Ca atare sunt și tablouri de mare valoare. Și aș ajunge aici, în acest spațiu. Începem cu această imagine, unde îl putem vedea pictat de un fost elev al liceului Roman Vodă, pe primul director al liceului la 1872, Gheorghe Pădure se numește, și aici undeva alături îl avem pe profesorul de limba și literatura română Nicolae Apostol. Nu întâmplător vă prezint această imagine, pentru că în interiorul acestui spațiu o să vă vorbesc despre marele profesor de limba și literatură Nicolae Apostol și de ce l-am nominalizat. În acest spațiu, pentru mine acest spațiu are o încărcătură emoțională și culturală absolut specială, pentru că eu spun că pe metru pătrat respirăm adevărată cultură la nivel național și internațional. Și aș începe aici, cum în ordinea vitrinilor. Max Blecher.
Un om, aș spune eu, foarte cunoscut de tineri, de tinerii intelectuali din România, dar în mod special de cei din Occident, pentru că, așa cum vorbeam recent cu un fost elev al lui Roman Vod, un strălucit elev al lui Roman Vod, vorbesc de Doris Mironescu, profesor, doctor la Facultatea de Litere din Iași, de altfel foarte apropiat de bibliotecă și de mine, discutam și el era și el spunându-mi că este foarte citit în străinătate și considerat un adevărat Kafka. Din păcate, mai puțin noi romașcani știm să ne respectăm valorile. Ar fi trebuit, după mine, casa în care a locuit Max Brecher să fie păstrată și gândit acolo un muzeu, pentru că știm foarte bine cum străinii știu să-și respecte valorile și de ajuns pe o stradă oarecare să treacă o anumită personalitate și deja vezi acolo o plăcuță, pe aici a trecut, să zicem, Kafka. Pe când noi, din păcate, dărâmăm sau nu ne prea respectăm valorile. Ea a fost foarte bun prieten cu marele scriitor Mihail Sebastian. Eu le recomand elevilor, de câte ori vin, văd și la bibliotecă, de altfel le recomand să citească Max Brecher și Mihail Sebastian. Alături o altă vitrină și acum ajung la Nicolae Apostol, vorbesc despre scriitorul Cezar Petrescu. Îl vedem aici undeva într-o imagine cu scriitorul Mihail Sadoveanu. Au fost foarte buni prieteni, pentru că în primul rând au fost doi mari scriitori și bineînțeles că scrierile lor au făcut să se apropie, dar nu în ultimul rând faptul că au avut același profesor de limbă și literatură română. Și aici vorbim despre Nicolae Apostol. La Fălticeni, Sadoveanu l-a avut ca profesor de limbă și literatură română pe Nicolae Apostol. După plecarea de la Fălticeni, vine la Roman Vodă și îl are ca elev Nicolae Apostol pe Cezar Petrescu. Și nu întâmplător, Cezar Petrescu scrie romanul Apostolul. Deci eu când prezint elevilor, spun să citească romanul Apostol, pentru că este dedicat profesorului de limbă și literatură română pe care l-a avut în liceul Roman Vodă. Alături vă spuneam despre marele critic și istoric literar Garabet Ibreleanu, care aproape că nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, este un nume de referință pentru ce înseamnă valorile pe care le-a dat Roman Vodă. Și aici o serie întreagă din scrierile domniei sale, și romanele și cele cu caracter critic. Ceea ce țin eu să specific e că în perioada când era elev, în 1889, împreună cu colegul lui de bancă, Panait Mușoiu, au scos revista Școala Nouă, revistă care are continuitate până în zilele noastre. În continuare aș începe cu o galerie de mari muzicieni. Și nu întâmplător, pentru că romașcanii se mândresc cu nume extrem de importante, de nume importante la nivel național cunoscute și internațional de mari muzicieni. Și aș începe aici cu marele dirijor și compozitor de Botez, care a fost elevul liceului Roman Vodă, a fost profesor la Roman Vodă și este extrem de important că am în original afișele din acea perioadă, după cum vedeți, care mi-au parvenit prin doamna Cecilia Botez, soția dirijorului și compozitorului. Ce a scos domnul Botez? Un tratat de cânt și dirijat coral, care este o lucrare cu caracter de unicat la nivel național, deci nimeni n-a mai gândit o asemenea lucrare. A dedicat liceului Roman Vodă o odă. Am manuscrisul în original. Tot în aceste vitrine, că trei vitrine a dedicat compozitorului Dede Botez, am corespondența în original parvenită din documentele domniei sale și anume scrisori semnate de Mihail Jora, cu atât mai mult vă dați seama cât sunt importante pentru că sunt originale, semnate de Mihail Jora, semnate de cela de la Vrancea, semnate de soția lui Constantin, marele actor Constantin Notara. Și aici undeva în următoarea vitrină, la fel, vedeți tot felul de fotografii, așa cum ne imaginăm noi că ar fi dirijat el o orchestră simfonică. Noi am un articol scris de domnul profesor Ciobanu, Dumitru de Botez, o baghetă de neuitat.
Tot în segmentul muzicienilor, aș merge în continuare pe un mare, mare muzician, și aici vorbim despre Mihail Jora, academicianul de altfel Mihail Jora, o personalitate marcantă, recunoscut pe plan național și internațional. Alături aș vorbi de, l-aș nominaliza pe Ioan Danelescu, cu renumita Voința Neamului, Alexandru Zira, Mihail Burada și, în ultimul rând, Richard Stein, pentru că am mai spus și altă dată, mulți au auzit melodia Sani cu Zurgălăi, dar puțini știu că este compusă de un fost elev al lui Roman Vodă și a ea a fost cunoscută pe întreg mapamondul datorită faptului că Nadia Comăneci a evoluat la sol pe acest fond muzical. În domeniul cinematografiei, iar suntem extrem de mândri, pentru că un pionier al cinematografiei a fost Jean Mihail. Nu se poate să deschideți un tratat de cinematografie românească fără să dați, să dați peste acest nume extrem de important în cinematografie. A fost chiar un festival de Jean Mihail. Undeva aici, în fața mea, avem o altă personalitate, un specialist de recunoaștere națională și internațională în tehnologia iluminatului în televiziune. Am primit, vedeți, de la domnia sa teza de doctorat și mai ales diploma pe care a primit-o din partea Academiei Române, deci primește premiul Academiei Române pentru lucrarea Macbeth cu măști, este undeva acolo. Colaborează împreună cu regizorul Liviu Ciulei la ecranizarea romanului Pădurea Spânzuraților. Vedeți aici și fotografia în momentul în care primește premiul Academiei Române, inclusiv scrisori, o scrisoare care mi-este adresată ca mulțumire pentru ceea ce facem noi pentru păstrarea valorilor din acest muzeu. Tot alături, alte personalități, aș vorbi despre marele pianist și poet Virgil Gheorghiu. Vorbim despre o perioadă scurtă, Radu Beligan a trecut pe la noi, marele actor Radu Beligan, o altă voce de aur a teatrului românesc. Vorbim despre marele actor Ludovic Antal, despre actorul Sandu Sticlaru, despre marele aici bariton Istrati. Undeva mai jos aș nominaliza, a trecut într-adevăr pentru o perioadă scurtă, dar nu putem trece foarte ușor peste o mare personalitate pe care a dat-o Roma, nu aș spune eu, vorbim despre Sergiu Cilibidache, care din păcate a plecat spre stele destul de trist, pentru că și-a dorit foarte mult un festival, Sergiu Cilibidache, la nivel național, fiul lui mai ales și-a dorit acest lucru în mod special și aș vrea doar să facem un exercițiu de imaginație, să vă imaginați dacă ar fi continuat și ar fi găsit Sergiu Cilibidache înțelegere la conducerea acestei țări, la primul ministru, la ministrii de cultură din această țară și ar fi continuat un festival Sergiu Cilibidache, ar fi apărut automat burse Sergiu Cilibidache și ar fi apărut studenți din întreaga lume, pornind de la, din Statele Unite până la cei din Europa, ar fi venit să studieze tot ce înseamnă opera de dirijat a marului muzician Sergiu Cilibidache. Dar, din păcate, Sergiu Cilibidache a plecat destul de trist și el, pentru că n-a găsit înțelegere la autorități. Și aici dați voie să spun un lucru extrem de important pe care îl nominalizează și îl spune chiar Sergiu Cilibidache la plecarea lui din țară, în contextul în care nu găsește înțelegere, spune că dacă națiunea noastră dorește să fie respectată și să își recâștige influența pe care a avut-o, trebuie să înceapă prin a-și reclădi identitatea culturală. Deci, practic, noi, poate eu, lucrul ăsta îl fac eu la nivel de
roman, pentru că noi în felul ăsta ne recâștigăm identitatea noastră de romașcani și romanvodici și romașcani. De ce spun? Pentru că majoritatea romașcanilor de valoare au plecat de la acest romanvodă și automat identitatea noastră de romașcani se regăsește în acest muzeu, pentru că plecăm de la adevăratele valori pe care le-a dat această instituție. În următorul spațiu o să întâlniți galeria marilor directori, cum le spun eu. Pentru mine fiecare director în parte la Roman Vodă a fost mare, pentru că și liceul este de mare prestigiu și nu oricine poate să conducă un asemenea liceu. Și aș începe, v-am spus, cu directorul Gheorghe Pădure, aș dau doar câteva exemple. Într-o perioadă scurtă a fost scriitorul Iuliu Zanfirescu, vă spuneam de Emanuel Zilberg, pe urmă un mare director, vă spuneam Alexandru Iepure, cel care despre care vorbeam eu când nominalizat în istoria teatrului române al lui George Călinescu, pe urmă iar un mare director Constantin Dascălu, era nu numai un bun conducător de instituție, dar și un mare cărturar. Multe lucrări a scris cu caracter istoric acest mare director și profesor. Toma Simionescu, iar un mare nume de referință în ceea ce privește conducerea liceului Roman Vodă. Și aici undeva vă spuneam eu despre bunicul lui Anca Popliker, vorbim de Ioan Dăscălescu, vedeți directorul Ioan Dăscălescu. Ajungem la o femeie care a reușit să pătrundă în acea perioadă, în acea lume de bărbați, vorbim despre directoarea Elena Teodorescu, care a fost între 1960 și 1967 directoarea liceului Roman Vodă. Are o vitrină dedicată în mod special doamnei director, pentru că a primit în 2010 și o diplomă de excelență. Ea este sufletul unor întâlniri a unor profesori. În 2007, profesorii care mai erau în viață și cei care sunt acum în viață au reușit să se întâlnească după 50 de ani numind o întâlnire de suflet la Roman Vodă, pentru că ei, înainte de a fi profesori, au fost în primul rând mari prieteni. Aici undeva nu pot să trec fără să mă opresc la marele director Gheorghe Mihalcea. Eu aș putea spune că dacă astăzi am ajuns unde am ajuns și am pus foarte mult suflet în ceea ce fac, datorez foarte mult acestui om. Pentru că, în afară de faptul că a fost un mare director, aș spune eu, în ceea ce privește organizarea activității școlare, cum am spune noi azi, un mare specialist în management, a fost un om care a clădit în noi respectul pentru tot ce înseamnă valoare și respectul pentru tot ce înseamnă frumos. Și am fost crescută, eu spun, am fost crescută de el, că am venit de pe băncile facultății Roman Vodă și am învățat foarte mult de la domnul director Mihalcea. Alături îl avem pe regretatul director pădurarul Constantin, un om din mare suflet. Țin aici, uitam să specific ceva, domnul director Mihalcea n-ar fi reușit să realizeze atât de multe dacă n-ar fi avut de-a dreapta lui pe marele profesor Rusu Ovidiu, profesorul de istorie Ovidiu Rusu, care, vă spun, un om de o mare calitate morală și sufletească și umană și profesională din toate punctele de vedere, care împreună cu doamna Rusu Natasha, familia, după mine, ideală de profesori, care s-au dedicat în totalitate activității din școală. Aici, la loc de cinste, este profesor de limbă și literatura română Nicolae Grigore Stețcu. I-am dedicat două vitrine, aș putea spune că microbul pe care l-am de a tot aduna tot felul de, aș spune eu, de imagini, fotografii, documente, microbul l-am de la domnul profesor Stețcu, pentru că dumnealui
a fost cel care a pus bazele de la care am plecat eu cu ideea de muzeu. Asta a apărut încă înainte de Revoluție, după care eu am continuat și am adăugat acele perle, cum îmi place mie să le spun, care aduc de multe ori un zâmbet sau o lacrimă în colțul ochiului. Aici, iar într-un loc central, vorbim despre marele profesor Alexandru Cojocaru, profesor emerit, fost elev al Liceului Roman Vodă, profesor, noi am avut doar doi profesori emeriți cu gradul de profesor emerit, a fost domnul profesor Alexandru Cojocaru și domnul profesor Mihai Păinaru. Așa a pus emblema asupra unor generații întregi de elevi care au iubit matematica, s-a identificat cu Roman Vodă, aș spune, pentru că într-o perioadă când spunea ei Roman Vodă, spunea ei Alexandru Cojocaru, pentru că foarte mulți elevi veneau să studieze efectiv matematica cu acest ilustru profesor. Am imagini cu el încă din perioada când era elev la Roman Vodă, pe urmă cu diploma lui de profesor emerit, cu diploma lui de cetățean de onoare a orașului, a lăsat cu limbă de moarte să-mi doneze peste 2000 de volume, mi-a donat diploma de bacalaureat și diploma de absolvire. O mare personalitate, într-o perioadă aveam un concurs memorialul Alexandru Cojocaru, din păcate întrerupt, dar se pare că domnul profesor Mircea Romeo o să continue din toamnă ceva, am auzit de genul ăsta așa alături. Nu puteam să pun pe profesor discipol fără discipol și aici alături îl avem pe Vitalie Belousov, profesor universitar, doctor, creatorul școlii de inventică din România. Are 123 de brevete în România, Franța, Statele Unite, Italia, Germania și Elveția. Primește de la președintele României steaua României în grad de cavaler. Vedeți că este membru al multor academii din străinătate. Și această vitrină este dedicată domniei sale cu o serie întreagă de documente, de lucrări și mi-a trimis recent o lucrare, creatorul școlii de inventică la 80 de ani de ziua magistrului. Este extrem de impresionat de câte ori aude că se vorbește în acest muzeu despre domnia sa, în contextul în care el este de fapt și merită din plin să vorbim tot timpul, pentru că este o mare și o mare personalitate. În acest spațiu, după cum vedeți, sunt foarte multe albume, pliante, pentru că am dedicat în mod special aceste vitrine întâlnirilor de promoție. Aș putea spune că am bătut recordul vara trecută, am avut 16 întâlniri de promoție și chiar am întrebat la un moment dat ce se întâmplă și unul din motive a fost tocmai vizitarea acestui muzeu. Fiecare cum se ducea în zona, în oraș, și spunea că a fost la Roman Vodă și că a văzut un muzeu, automat trezea curiozitatea la altă promoție și în felul ăsta am avut foarte multe promoții. La plecare, fiecare lasă câte un pliant care este binevenit peste ani pentru că se pot organiza mai bine în timp. Avem întâlniri începând de la 10, 20, 30 de ani, cum am în acea vitrină și adică puteți crede că avem întâlniri până și de 50 de ani și de 60 de ani. Aceea de 60 de ani eu deja o numesc promoție de platină, vin tot cu atâta, tot cu emoții, tot cu drag, tot cu respect pentru instituția care i-a format. De multe ori avem bucuria chiar să mai trăiască câte un fost profesor după atâția ani și să vină să fie alături de ei. Aici, într-un loc central, am o vitrină dedicată și fostul liceu de fete Lucia Sturza Cantacuzino. Vorbim despre doamnele Sturza Maria și Ecaterina Cantacuzino, cele care au donat clădirea actualmente, ce spunem noi, corpul B de clădire și se pare că tot domnul primar reușește până la urmă să dea acest edificiu cultural să-l facă funcțional și noi ne bucurăm pentru acest lucru. Undeva aici în spatele dumneavoastră avem aici o doamnă profesoară și fostă directoare la liceul de Sturza Cantacuzino, vorbim de profesoara de limbă și literatura română Ștefania Bajura, directoare, cum am numit-o eu, cu măsură și eleganță în toate, profesorul de matematică Aurel Panaite, cel care venea întotdeauna în urma domnului profesor Alexandru Cojocaru și se completau, profesorul de franceză Ioan Enea, un mare profesor și foarte iubit de elevi și în ultimul rând aici doi colegi de bancă, dacă nu mă înșel, colegi de-a doamnei profesoare Ordean, îi vorbim de profesorul Constantin Păduraru și profesorul Ioan Vega.
Din nefericire, vorbesc despre ei la timpul trecut, ei au fost colegi de bancă și acum se regăsesc, din păcate, în această vitrină. Nu mai există printre noi. Profesorul Constantin Păduraru a plecat la ceruri și domnului profesor Ioan Vega, îi spunem noapte bună, her director, așa ne plăcea nouă să spunem, a plecat exact la o lună după doamna bibliotecară Dana Vega, care le citește acum îngerilor, care a fost și directoarea Bibliotecii Municipale. Stimați telespectatori, iată că a venit vremea să vorbim și despre sufletul acestui muzeu, bibliotecara Cornelia Jorea, din modestia care o caracterizează, a refuzat să vorbească despre domnia sa, iată că avem aici o vitrină dedicată personalității sale și acum o rugăm să... M-a rugat de altfel, eu n-am vrut să expun, dar m-au rugat doamnele mele profesoare, doamna profesoară Teodorescu, doamna profesoară Corduneanu, domnul profesor Ciobanu și tot așa, să apar și eu cu câteva imagini și să apară continuator a tradiției roman-vodiste. Am scris un articol, potențialul educativ al unui muzeu școlar, pentru că aș încheia într-un fel și în articolul respectiv se regăsește ideea asta, că nu întâmplător am gândit acest muzeu, pentru că tinerii din ziua de azi vedem că în mass media non-valoarea este extrem de mediatizată și nu se mai raportează la adevăratele valori. Numai expunând aceste documente, prezentându-le muzeul, arătându-le ce personalități importante a dat această instituție, este imposibil să nu trezesc la un moment dat la ei o adevărată emoție și să îi fac să înțeleagă că numai păstrând și gândind în acești parametri putem dăinui în timp. Eu vă mulțumesc pentru sufletul pe care l-ați pus și pentru a ne prezenta această comoară, acest lăcaș în care se ascund comori culturale și științifice deosebite și vă promitem că mai revenim, pentru că mai există două alte muzee care trebuie puse prezentate. Este vorba de Muzeul Etnografic și Muzeul Religiei. Și chiar și aici ar mai fi, am prezentat doar în mare, tocmai pentru a incita curiozitatea nu numai roman-vodiștii, pot veni romașcani și cine dorește să viziteze acest muzeu, are un program, deci poate fi vizitat. Deci eu am prezentat doar în mare, dar acest muzeu poate fi vizitat și atunci putem pătrunde în amănunt în toate aceste documente. Vă mulțumim pentru interesul cu care ne-ați prezentat muzeul, da, vă mulțumesc. Muzeul și dumneavoastră pentru interesul care ne-ați urmărit. Acest material va fi urcat pe YouTube și va putea fi văzut de românii din oricare colț al lumii și sperăm urmări cu interes și nostalgie. Da.